Istorie Steaua București 1947-1950. Primul trofeu din istorie a venit pe 18 decembrie 1949, atunci când echipa noastră câștiga Cupa Repere, Cupa României de astăzi, după ce învingea CSU Cluj cu 2-1. Meciul s-a jucat pe ICAS Venus din București în fața 12.000 de spectatori. Echipa Traian Ionescu, Alexandru Apolozan, Adalbert Androvici, Ștefan Rodeanu, Ștefan Balint, Ștefan Onisie, Anton Ferenbach, Ferenczi, Gavril Serfozo, Andrei Frenz, Nicolae Drăgan, Petre Moldoveanu, antrenor Nicolae Colea Vâlcov, CSU Cluj, Vasile Cristea, Emeric Ianovici, Mircea Luca, Mircea Tărău, Gheorghe Crăciun, Lucian Mihuț, Iosif Luț, Ilie Copil, Ștefan Covaci, Mircea Biolan, Justin Zehran, antrenor Iuliu Barcti, arbitru Adalbert Kings din Lugoj. Au marcat Moldoveanu minutul 39 și Ferenczi 74, Zehan 68. Au marcat Moldoveanu minutul 39, Ferenczi 74 și Zehan 68. Până în finală, roșialbaștrii au trecut de Hârtia Piatra Nea 7-1, în 16-imi Arsenal Sibiu 3-0, în 8-imi CFR București 2-1 în sferturi și CFR Sibiu 5-0 în semifinale. La nivel de club, echipa de rugby aduce clubului primul titlu de campioană națională pe echipe, iar proaspăt înființata echipă de handbal în 11 cucerește Cupa României. Ciclistul Ervant Nordian cucerește primul titlu de campion național al secției în proba de șosea fond individual. Steaua se iubește indiferent de rezultat. Sursa AS47.